Te salut și mă bucur că ești aici. Dacă te afli astăzi aici, înseamnă că te confrunți în viața ta cu una dintre aceste provocări, aceste situații care te blochează, fie ești într-o relație toxică sau abuzivă sau fie tocmai ai um, trecut printr-un divorț sau treci printr-o despărțire de o anumită persoană specifică dragă ție și uh, poate îți dorești să o aduci înapoi, poate suferi din cauza asta și poate simți acea disperare, acea anxietate că nu știi cum să pui capăt durerii cum să faci să um, le aduci înapoi să manifesti împăcarea iubirea și să armonizezi relația ta sau poate Poate că uh, ai uh, probleme, dificultăți în a comunica cu părinții tăi sau cu alte persoane la job, ori uh, te confrunți poate cu o problemă de sănătate sau cu una de ordin financiar. Indiferent care este blocajul tău, vreau să te asigur că ești în locul potrivit pentru că vei afla de la mine o metodă prin care tu poți să aduci în realitatea ta armonia, relațiile tale să aduci în realitatea ta împăcarea cu această persoană specifică dorită de tine sau să atragi să manifeste în viața ta recuperarea sănătății vindecarea și de ce nu manifestare financiară dorită de tine, totul este posibil și vei afla o metodă de manifestare cu care eu lucrez și cu care am ajutat mii de oameni să-și aducă persoana specifică înapoi în viața lor sau să manifeste o persoană nouă după caracteristicile dorite de uh, ei sau bani sau sănătate. Da? Toate aceste lucruri sunt posibile și stai aproape pentru că urmează să-ți explic mai multe despre metoda mea de lucru. În primul rând, cine sunt eu? Numele meu este Roxana Boni. Oamenii din comunitatea mea, care numără aproape 200.000 de oameni, m-au numit Regina Manifestării Conștiente, iar asta uh, se întâmplă pentru că eu, la rândul meu, învăț femeile, în principal, să devină Regine în viața lor, adică să se pună pe primul loc, da, să se prioritizeze, să se aleagă, să se iubească, să aibă încredere în ele, să se simtă din nou valoroase și alese pentru că. Începând această schimbare de imagine de sine, ele să reușească să manifeste înapoi ca un magnet înapoi la ele persoana lor dragă sau, cum spuneam, deblocări financiare, vindecări și așa mai departe. Dacă este și cazul tău, te afli pe mâini bune. Așa cum spuneam, am ajutat mii de oameni într-o situație asemănătoare cu a ta să obțină rezultatele dorite, să manifeste cereri în căsătorie în timp record, să manifeste împăcarea cu persoana dragă, să manifeste suma de bani dorită și vindecarea. Și cum se întâmplă asta? Metoda după care eu lucrez este o metodă pe care am studiat-o peste 10 ani de zile și care are la bază uh, niște principii care acum vin și sunt practic demonstrate și de fizica cuantică și de neuroștiințe, da? dar eu am făcut lucrurile mult mai simple și pe înțelesul tău și pe înțelesul oamenilor din comunitatea mea. În primul rând... Ce este manifestarea? Da? Vorbim despre o metodă de manifestare, de materializare în lumea ta a ceea ce tu îți dorești. Manifestarea, conceptul de manifestare nu înseamnă altceva decât o reflectare a cine crezi tu că ești în interior, a asumților predominante pe care tu le ai despre tine. Cu alte cuvinte, tu ai despre tine o părere pe care ți-ai format-o predominant în anii copilăriei tale, în 07-09 ani, tu ți-ai format despre tine o poveste numită concept de sine. Și acum, în funcție de situația cu care tu te confrunți, eu pot foarte ușor să te ajut să descoperi care este conceptul tău de sine și de aici să pornim lucrul împreună pentru că conceptul tău de sine este scenariul după care vei manifesta. Mai mult decât atât, hai să vorbim despre cum se formează acest concept de sine și despre legea asumției, pentru că tot ce știi despre manifestare, în primul rând, este greșit dacă nu ai învățat. De la mine, sau dacă nu ai studiat legea asumției, tot ce știi despre manifestare este eronat dintr-un anume punct de vedere, în sensul în care nu cristalele manifestă pentru tine, nu foile de dafin manifestă pentru tine, nu vrăjitoarea sau cititoarea de tarot au puterea în lumea ta să-ți creeze realitatea și nu prietenele care îți spun să-l uiți sau să mergi mai departe sau că nu poți să faci bani sau că nu poți să ai succes sau nu poți să te vindeci. N-are nici o legătură singura putere operantă în realitatea ta ești tu și realitatea ta este formată de părerea pe care o ai despre tine, de gândurile predominante pe care tu le rulezi non-stop pe pilot automat despre tine. Ei bine, tu când ai venit pe lume, ai venit ca o ființă complet pură și inocentă, după care au apărut în situația, în copilăria ta, diferite situații, diferite experiențe care te-au rănit într-un anume fel. Dacă tu acum în viața ta manifesti fără să vrei că ești părăsită, da? Ți se întâmplă să fii părăsită din nou și din nou și nu înțelegi de ce. Ești respinsă, îți spune că nu te vrea, te-a băgat la bloc, ești ignorată, ești nebăgată în seamă, ești lăsată pe ultimul loc sau ești lăsată pentru altă femeie sau pentru altceva, pentru munca sa, pentru telefon, pentru prieteni, pentru vicile sale, da? Dacă tu ai permanent senzația că nu ești aleasă, că ești părăsită, că ești respinsă, că ești nedorită, că ești un eșec, că nu ești destul de bună, felul cum te simți tu astăzi în realitatea ta nu este ceva nou, ci te invit pe tine să te gândești, ok, ce mi se întâmplă în viața mea și fă acest exercițiu împreună cu mine. Hai să-mi analizez un pic viața, hai să văd un pic mai, mai în profunzime, să mă cunosc un pic mai bine cine sunt, uitându-mă la ce se întâmplă în viața mea. Sunt singură? Nimeni nu este acolo pentru mine, când am nevoie de cineva trebuie să mă descurc de una singură, tot timpul a trebuit să simt că viața este o luptă, tot timpul ți-a fost greu, poate tot timpul în iubire ai avut blocaje, niciodată n-ai simțit că primești câtă iubire ai nevoie sau niciodată nu ai făcut bani conform potențialului pe care tu simți că îl ai sau poate că... Așa cum spuneam, tot îți creezi tot felul de boli, tot felul de probleme, tot felul de accidente ca să cumva să nu te poți bucura de viață și să nu poți să străiești viața la maxim, adică cumva vezi că se, te autodistrugi, asta vedem, da? Și uitându-te la viața ta, te invit să observi cum mă face să mă simt situația actuală, da? Uitându-te la situația ta actuală pe care tu ai creat-o inconștient, tu ai manifestat tot ceea ce este în realitatea ta, pentru că nu există altă conștiință operantă în realitatea ta, în afara celei pe care tu o ai, da? te vei uita când în copilărie m-am mai simțit așa și vei descoperi că în copilăria ta și acolo cineva te făcea să te simți tot singură, și acolo tot singură te simțeai, sau tot abandonată, sau tot nedorită, sau tot nealeasă, în competiție pentru iubire cu frații, cu surorile, cu alți copii, criticată. Nu te simțeai destul de bună, nu te simțeai valoroasă, nu simțeai că meriți, că contezi, că ești importantă. Ei bine, experiențele. Pe care tu le-ai trăit, experiențele traumatice pe care tu le-ai trăit, când poate ai tăi te-au dat să te crească bunicii sau nu erau niciodată acasă pentru că trebuiau să muncească foarte mult sau poate ai tăi se certau non-stop sau uh, nu aveau timp de tine, erau mereu ocupați sau aveai foarte mulți frați, erai comparată cu ei. Uh, treceai prin tot felul de experiențe care se te făceau să te simți că nu ești destul de bună că nu meriți iubirea, că nu ai valoare, că nu contezi. Ăla este conceptul tău de sine format în anii copilăriei. Și poate te întreb de ce contează. Contează pentru că acest concept de sine, dacă este unul toxic, este pur și simplu o serie de gânduri care îți devin legi ale lumii tale. Practic, tu devii convinsă de tine că pe tine bărbații te părăsesc, că tu nu poți să ai iubirea, că tu nu ai valoare, că tu nu meriți, că tu nu poți să faci bani sau că tu nu poți să trăiești sau nu ai dreptul da, să trăiești, dacă să zice mai o traumă intrauterină. Deci, orice ți s-a întâmplat în copilărie îți formează conceptul tău de sine. Din conceptul tău de sine este ca și când ai scris ceea ce o să se întâmple în viața ta. Bărbații mă vor părăsi, Mă aștept să fiu părăsită, mă aștept să rămân singură, nimeni nu mă iubește, sunt greu de iubit, relațiile mele nu durează, banii se fac greu, etc., etc. Ei bine, aceste scenarii pe care tu le faci sunt cele care vor manifesta pe pilot automat pentru tine și uită-te acum la viața ta și uită-te la copilăria ta și uită-te că este aceeași dinamică, aceeași situație doar că s-au schimbat actorii, dar nu s-a schimbat energia. Energia a rămas la fel, situația a rămas la fel, dinamica este aceeași. De ce? Pentru că nu te-ai schimbat tu. Conceptul tău de sine format în copilărie nu s-a schimbat. Și atunci, ce este de făcut dacă vrem să manifestăm, să zicem, împăcarea cu o anumită persoană? sau dacă vrem să manifestăm bani, sau dacă vrem să manifestăm sănătate, sau vrem să manifestăm un job nou, sau orice îți dorești, ce ai de făcut în primul și în primul rând este să mergi la traumele copilăriei tale. Și asta este primul pas al metodei mele de lucru. Și de asta, clientele mele reușesc într-o săptămână, în două săptămâni, într-o lună, în două să uh, recapete contact cu o persoană cu care poate au fost despărțite de câteva luni de zile, de un an de zile, sau de mai mult timp. Apropo! ca o paranteză, vreau să știi așa, circumstanțele tale nu contează. Deci nu contează cum arată circumstanțele actuale pentru că ele au fost create cu vechea poveste pe care o aveai despre tine. Subconștientul tău creează pe pilot automat scenarii, dinamici, situații care să fie exact oglindirea convingerilor pe care le ai despre tine asumțiilor predominante. Asta este legea asumției și este singura lege după care este creată lumea ta. Singura lege după care funcționează universul. Ba mai mult decât atât, îndrăznesc să-ți explic următorul lucru. Tu ești creatorul realității tale, tu ești Dumnezeul realității tale și tot ceea ce tu comanzi în realitatea ta prin aceste asumții, prin aceste presupuneri, se va manifesta mai devreme sau mai târziu. De asta spun că circunstanțele nu contează pentru că tu le-ai manifestat din vechile gânduri pe care le aveai despre tine. Cu alte cuvinte, rulai gânduri că el va pleca, rulai gânduri că poate o mai vrea pe fosta iubită, rulai gânduri că nu ești aleasă, rulai gânduri că alte femei sunt competiția. Te gândeai că uh, sigur uh, o să te duci la jobul ăsta și o să fie ca la celălalt sau sigur nu o să reușești nici luna asta să îți depășești veniturile pentru că nu vezi cum ai putea să faci asta. Da, deci tu te limitezi la ceva ce tu ai trăit în copilăria ta și pur și simplu tu limitându-te, tu nu ești din script, tu nu ești din cercul ăsta. Deci cât timp ai rulat aceste convingeri negative despre tine și despre persoana respectivă, dacă să zicem încerci să manifesti o anumită persoană specifică. Cât timp ai rulat convingeri negative despre tine, în relația cu banii și despre banii în general, că banii sunt răi, că banii sunt ochiul dracului, că te bate Dumnezeu dacă faci bani sau te bate Dumnezeu dacă uh, ești fericită sau dacă. Da? Uh, avem despre bani, despre iubire, despre relații, despre sănătate, despre noi o poveste negativă. Până nu descoperi care este. Și până nu vindeci sursa ei, care este trauma, nu ai cum să manifeste ieșirea din acest cerc. Și atunci, metoda mea de lucru presupune 5 pași. Este metoda de lucru cu care am obținut transformări extraordinare în viața a mii de cliente. Și această metodă începe de la partea de vindecare a traumei. Cu alte cuvinte, dacă tu acum manifeste abandon în realitatea ta, în primul rând trebuie mm. să înțelegi și te întreb încă o dată: de cât timp durează? situația asta, de cât timp în relațiile tale tu ești cea părăsită, să zicem, sau cea înșelată. Și o să vezi că o să, că o să îmi spui că durează de 5 ani sau de 3 ani sau de 10 ani sau de o viață. Răspunsul corect este de o viață. Pentru că, de fapt, tu ai fost cândva în copilărie părăsită, să zicem, dacă repeți un tipar de abandon, și asta este firul roșu. Firul roșu este conceptul că tu vei fi părăsită din nou. Asta tu te aștepți să se întâmple. Ceea ce tu te aștepți să se întâmple este ceea ce dai comanda să se întâmple și este ceea ce se va manifesta, pentru că aici vine fizica cuantică, da, metafizica vine să ne spună că toate posibilitățile se întâmplă simultan, cea cu care tu te aliniezi este cea care îți reflectă ție Conceptul tău de sine predominant și gândurile în care tu marinezi predominant. Dacă tu marinezi în starea de conștiință a părăsitei, a celei care rămâne mereu singură, ghici ce se va reflecta în lumea ta. Ghici ce vei repeta, ghici ce se va manifesta. Manifestarea de asta numim materializare. Materializarea a ce? A energiei gândului meu predominant. Da? Deci, din fizică învățăm că ne aliniem aducem la noi, se reflectă ceea ce noi persistăm să tot observăm. Dacă tu tot vezi peste tot abandon, el stă pe telefon și tu zici, a, va pleca. Sau te aștepți la trădare, ca irană de trădare, și a, sigur mă înșală, sigur vorbește cu altele, sigur nu mai e atras de mine. Da? Sau vezi um, că stă, au lucrurile într-un fel la job și tu tot observi acolo cum tu nu ești dorită, cum tu ești respins. Și o să zici, păi, da, dar așa stau lucrurile. Așa stau lucrurile pentru că așa a stat au stat gândurile tale până acum. Așa a fost starea ta de conștiință. Și atunci, care este metoda după care poți să lucrezi, și care sunt pașii pe care îi avem de făcut dacă vrem să manifestăm? opusul a ceea ce se întâmplă acum. Să zicem, vrei să manifesti să se întoarcă înapoi la tine o anumită persoană. Vrei să manifesti să te iubească mai mult, să te aleagă, să te trateze ca pe o regină, să te pună pe primul loc, să lase alte ă, obstacole dintre tine și el. Să zicem, vrei să te aleagă pe tine, să nu mai aleagă alte femei sau poate acum deja a plecat cu o altă femeie și vrei să-l aduci înapoi la tine. Asta este tot manifestarea ta. Cealaltă persoană celelalte persoane, toate persoanele din realitatea ta sunt tu. Sunt de fapt tu întrupat în alte în altă formă materială, dar este tot conștiința ta, pentru că în realitatea ta nu există separare, în conștiință nu există separare și conștiința ta este pur și simplu pusă în fiecare om pe care îl întâlnești. Practic, tu dacă oamenii te rănesc, tu te-ai rănit prin ei ca să-ți dai seama cine ești și să-ți dai seama cât de mult nu te iubești pe tine. Da? Tu nu te iubești, de aia el nu te iubește. Tu nu te alegi, de asta el nu te alege. Tu nu te prioritizezi, de asta nici el nu o face. Da? Oamenii îți vor arăta mereu cine crezi că ești, nu cine ești cu adevărat. Normal că cine ești cu adevărat e valoroasă, e importantă, contează, e suficient de bună. Problema e că tu ai încetat să crezi despre tine că ești toate lucrurile astea și ai început să crezi mizerii. De aia, viața ta este acum în mocirlă. Dar eu o să te ajut să ieși de aici. Primul lucru pe care l-ai de făcut este să-ți vindeci traumele copilăriei. Ăsta este primul pas și este cel mai important. Eu lucrez cu o tehnică foarte profundă și care aduce rezultate foarte rapide, astfel încât să nu trebuiască să mai stai ani de zile pe canapeaua uh, unui terapeut care face terapie clasică și să nu trebuiască să cheltuiești acolo o grămadă de bani doar vorbind despre traume. A nu se înțelege că uh, am ceva cu terapeuții, Doamne ferește, sunt și terapeuți foarte buni care știu ce fac, dar și trec dincolo de vorbitul ăsta despre rană, tu trebuie să înțelegi așa. Rezultatul, felul cum este, uh, cum arată realitatea unui om, este rezultatul felului cum este așezată mintea sa. Deci cum arată realitatea ta, îți arată de fapt cum e așezată mintea ta. Și acum îți dau o metaforă. Dacă avem o țesătură perfectă și la un moment dat în timp ce țesem, greșim un nod, facem un nod acolo, da? Țesătura aia nu mai este perfectă, are un nod. E, nodul din țesătura minții tale este trauma. Dar tu nu ai o traumă, tu ai mai multe. Poate ai fost și abandonată și atunci din rana de abandon ce manifesti? Manifești că ești părăsită, manifesti că uh, pleacă partenerii, pierdere, de deces, singurătate. Dacă ai o rană de uh, respingere, manifesti bloc, nou contact, ignor, sin că nu spune că nu te mai vrea, simți că nu ești dorită, simți că te vrea doar pentru uh, sex, simți că uh, pur și simplu nu nu ești dorită, da? nu ești dorită poate la locul de muncă, nu ești dorită în familia ta, nu ești dorită în relația ta, etc. Asta e rana de respingere din care tu manifesti să nu fii dorită nici azi, din rana de Uh, umilință, manifest că nu te simți destul de bună, nu crești, nu te exprimi cu curaj din rana de abuz vei atrage abuzator și vei cădea în tiparele astea de abuz și nu vei înțelege de ce. De ce? Pentru că tu ești convinsă că asta se va întâmpla. Ce te-a convins? Trauma te-a convins. Efectiv, traumele ți-au creat niște programe din care tu rulezi aceste asumții predominante și din asumția predominantă, stând și marinând în acel gând, în această stare de conștiință, ea se va materializa, da? Starea de conștiință în care stai va da naștere la copii, este ca, ca o mamă, subconștientul este ca o mamă pe care conștientul o tot impregnează, este ca o femeie cu un bărbat, conștientul impregnează subconștientul și dă naștere la copii care vor arăta conform naturii impregnării. Dacă impregnarea este una pe negativ, așa vor fi și copiii, vor fi, vor arăta această toxicitate. Copiii pe care tu îi ai, manifestările pe care tu le ai acum în realitatea ta, îți arată ce ai gândit predominant, ce crezi despre tine predominant, despre tine și apoi și despre celălalt sau despre bani sau despre sănătate. Așa că te invit să te oprești un pic și chiar să te gândești ce cred despre mine în relație cu iubirea, ce cred despre mine în relație cu banii, ce cred despre mine în relație cu sănătatea, etc. Și um, continuăm să vorbim practic despre următorul pas, da? Am vorbit despre traume și am zis așa, trauma 07-09 ani, dar poate fi și mai încolo dacă e o traumă majoră, îți creează povestea despre tine, asumțiile predominante, conceptul de sine. În momentul traumei tale, tu deseori poate uh, ți-ai făcut o declarație că nu meriți să existi, că nu ai dreptul să fii fericită, că nu poți fi iubită, că orice bărbat uh, înșală sau orice bărbat pleacă sau nu te poți baza pe nimeni sau ești singură, da? Ăsta e mesajul traumei. Pe noi ne interesează mai puțin care e trauma și mai mult mesajul. Diferența dintre modul cum lucrez eu și de ce clientele mele uh, manifestă să se întoarcă partenerul înapoi după ce a plecat, da, traumă de abandon, sau să le spună că le vrea după ce le-a zis că nu le mai vrea, sau să le aleagă pe ele după ce alesese pe alesese altcine, pe altcineva. Ele își schimbă realitatea pentru că se vindecă ele. Și există o cale, cum spunea în greoaie, care poate că niciodată nu o să reușească să-ți aducă uh, vindecarea și există o cale simplă și rapidă care o să-ți aducă vindecarea mult mai repede, da? Și anume, tehnicile cu care eu lucrez în acest pas, care uh, se bazează pe revizie, care revizia a fost predată de Neville Goddard, da, în 1900, revizie care este pur și simplu rearanjarea minții și se face în mai multe feluri, la fel și lucru cu copilul interior, da, este nevoie să înțelegi că există o parte din interiorul tău care este profund rănită la momentul la care tu ai trăit ceea ce ai trăit. Și partea aia, dacă tu nu o vindeci, ea va uh, opera pe pilot automat și va manifesta pe pilot automat repetarea tiparului. De ce? Pentru că timpul și spațiul nu sunt liniare, sunt circulare. Da? Asta înseamnă că eu o să mă mai întâlnesc cu ceea ce este aici. Dacă n-am vindecat nodul ăsta, îl repet și uite te la viața ta cum ți se repetă abandonul, sau cum ți se repetă abuzul, sau cum ți se repetă trădarea, sau cum ți se repetă umilința, sau cum nu faci bani în continuare pentru că nici ai tăi nu făceau și ai o părere negativă despre bani. Și atunci, mai vreau să repet asta? Nu. De aceea trebuie să șterg din conștiința mea să vindec efectiv acea amintire pentru că trecutul nu mai există. El există doar în conștiința ta sub forma unei amintiri. Tu trebuie să vindeci acea amintire a traumei. Și asta se face prin niște tehnici care vin să reconfigureze cum îți amintești tu acea scenă. Și acum o să zici, păi da, dar eu nu pot să zic că nu s-a întâmplat, pentru că s-a întâmplat, Roxana. Așa este. Dar noi nu schimbăm trecutul, noi schimbăm doar povestea pe care o avem despre trecut. Sau dacă nu putem să schimbăm povestea, există și alte tehnici pe care eu le dau, pentru că ce urmărim este schimbarea de fapt a conceptului pe care ți l-ai format despre tine în traumă. Sper că are sens până acum. Pasul următor este să schimbi cum spuneam conceptul de sine și să te iubești pe tine, iubirea de sine iubirea de sine este ceva ce nimeni nu ne învață este ceva care este esențial în manifestare, pentru că ce facem deseori când ne apucăm să manifestăm de data asta conștient ce ne dorim da, să zicem, îți dorești o mașină o casă, mai mulți bani sau o anumită persoană specifică când te apuci să manifesti conștient, vei descoperi în primul rând că nu crezi că meriți, nu crezi că poți, nu crezi că valorezi, etc., nu crezi că ești destul de bun, care îți arată, de fapt, relația pe care o ai cu tine. Tu nu te iubești pe tine, tu te sabotezi pe tine, tu nu-ți dai voie să mergi înainte, tu nu te alegi, tu mereu te lași pe locul 2, tu mereu ești tratată ca și când nu ai valoare. Dar de ce? Pentru că tu înveți oamenii cum să te trateze. Când tu pui dorința pe piedestal, să zicem, relația o pui pe piedestal, persoana specifică e pe piedestal, Oricine altcineva e pe primul loc, mai puțin tu, munca ta, orice. Dacă există ceva în ochii tăi care este pe piedestal și nu ești tu centrul vieții tale, tocmai ai destabilizat lumea ta și blochezi manifestările. Da, foarte mulți oameni, pentru că. Au rămas cu traume și lucrează pe calea clasică cu traumele și tot vorbesc despre ele și așa. Ei, de fapt, se retraumatizează și ei nu-și schimbă niciodată conceptul lor de sine: că da, asta eu chiar am fost o persoană nedorită, abandonată și așa mai departe. Tu nu poți să manifesti din uh, acea poveste neștearsă și din acel concept de sine altceva decât asta. Și atunci, pasul 2. Este despre iubirea de Sine. Pasul 2 este despre renașterea ta din cenușă, despre a crede din nou în tine că meriți, că valorezi, că ești destul de bună să te aleagă pe tine, că alte femei nu sunt competiția, că nu există locul 2. Că cine ar îndrăzni să plece de lângă tine, da? Oamenii rămân. Dar ca să ajungi să ai acest concept de sine nou, cineva trebuie să te ajute să-l identifici pe cel vechi. Pentru că simplele afirmații nu funcționează afirmațiile în van nu funcționează și nu o să-ți aducă manifestarea. De ce? Imaginează-ți că noi avem o casă, construim o casă, da? Și tu, dacă urmezi ceea ce predau alți coach pe manifestare, o să faci o greșeală pentru că o să vrei să pui acoperișul înainte să setezi bine fundația. Acoperișul fiind să sari cu tehnici de manifestare, să sari cu afirmații în van, crezând că dacă afirm toată ziua că vine persoana ta specifică sau că te vrea sau dacă afirm că da, am o viață pozitivă, nu știu ce, se va manifesta. Nu funcționează așa. Sau dacă scriu numele lui de 700 de ori pe foaie de dafin, o să vină înapoi. Nu funcționează așa. Manifestarea este despre reprogramarea subconștientului tău unde tu acum ai niște legi, niște convingeri foarte împământenite că uite așa stau lucrurile în lumea mea și ghiște așa vor sta. Deci, în pasul al doilea, facem metafora cu casa, da? Noi nu sărim să punem acoperișul pe o fundație șubredă. Dacă tu ai o fundație șubredă, o fundație șubredă, adică conceptul despre tine, nu va putea să susțină o dorință atât de mare. Și îți dau un exemplu, oamenii care câștigă la loto, dar ei au mindset de săraci. Ei o să ajungă să piardă toți banii, pentru că nu i pot conține mental și o să ajungă, poate chiar mai sărași decât erau și în depresie și vedem unii se sinucida. Da? De ce? Pentru că conceptul tău de sine, conceptul lor de sine nu putea să susțină grandețea dorinței tale. Deci dacă tu vrei să poți să susții iubirea pe care o persoană să ți-o acorde, să te simți aleasă, să te simți regină, să fii pe piedestal, să nu să primești, nu știu, răsfățul său, prezența sa, cadouri, iubirea aia, intimitatea, apropierea. Tu trebuie, în primul rând, să poți să uh, fii de acord cu ele în interior, adică să poți să crezi că le meriți, să, să nu-ți se pară ceva prea frumos să fie adevărat. Câte dintre voi nu vă gândiți că e prea frumos să fie adevărat să mă iubească cineva, să vină cineva, da? Pentru că Facem o paranteză. Unii cred că manifestarea este manipulare. Cum adică să manifest o anumită persoană specifică înapoi dacă el a zis că nu mă vrea. Sau dacă el acum este cu altcineva. Sau dacă pur și simplu a plecat. De ce aș vrea asta? În primul rând, de ce ai vrea asta? Pentru că... Există uneori persoane care vor o anumită persoană și nu pe altcineva și cine suntem noi să le spunem ce să-și dorească. Poate că persoana respectivă pe care le o doresc avea anumite calități și pur și simplu nu vor pe altcineva, vor acea persoană, dar acum sunt în separare, acum a manifestat nou contact, acum lucrurile nu sunt ok. Ok. În primul rând poți să ai orice dorești, nu lăsa pe nimeni să-ți spună ce poți să ai și ce nu poți să ai. Nu da puterea nimănui să-ți spună pe cine poți să manifesti. Acum, o să-și păi, da, dar de ce să manifeste pe cineva care a plecat sau care a zis că nu mă vrea? Dacă a plecat, este pentru că tu ai fost convinsă că va pleca și a plecat pentru că nu avea de ales decât să plece, pentru că el nu are liber arbitru realitatea ta, el poate doar să-ți reflecte asumțiile predominante despre tine. Deci, a plecat pentru că tu ai manifestat abandon, pentru că tu ai rană de abandon. Dacă ți-a zis că nu te vrea, este din cauza rănii tale de respingere și conceptului că tu nu ești vrută pentru o relație, nu ești vrută în relații, nu ești dorită. Cine te-a respins în copilăria ta, te întorci la pasul 1 și asta trebuie făcut, vindecarea acelei răni. Dacă ai manifestat înșelat, este pentru că ai convingerea că nu ești aleasă alege alte femei, alte femei sunt competiția, nu crezi că ești destul de bună? Trebuie vindecată, pasul 1, da, vindecarea rănii respective. Și schimbarea conceptului de sine, ne întoarcem la casă. Nu poți să susții o casă extraordinară de mare și frumoasă pe o fundație șubredă. Fundația e conceptul tău de sine. Dacă conceptul tău de sine este cu găuri, fundația are găuri în, da, în ea. <coughs> tu trebuie să astupe acele găuri, dacă să zicem, uh, nu am aici să-ți arăt așa un, un exemplu, dar să ne imaginăm că paharul ăsta este uh, casa despre care vorbeam, da? Baza este fundația, după aia, mă rog, da? restul uh, construcției. Dacă tu ai găuri aici în față, pe peretele din față, tu nu o să te duci să cimentezi în spate. Dacă tu aici crezi că nu ești aleasă, că nu ești bună, că nu ești dorită, degeaba spui sunt frumoasă, sunt deșteaptă. Poți să crezi și să afirmi că ești frumoasă și că ești deșteaptă și că viața ta e roz. Cât timp vrei tu sau poți să zici despre el, da, el vine, mă iubește, mă alege. Dacă tu nu crezi despre tine că ești iubită și că poți fi iubită și că ești aleasă și că uh, ești suficient de bună să rămână cu tine, el nu o să o facă. Sau dacă nu crezi că poți să faci bani pentru că uh, nu te simți destul de valoroasă. Și așa, Degeaba fiind că vin banii la mine și așa. Nu o să îi manifesti. Deci este nevoie să-ți iei focusul de pe dorință. Nu spun să nu-ți dorești, e ok, să-ți dorești. Asta înseamnă că vrei să înaintezi. Așa se naște manifestarea din dorință. Dacă ai o dorință, ea e deja creată. Există o variantă a realității în uh, dimensiunea 4 de 5D. Da? în câmpul ăsta cuantic nelimitat, unde deja s-a întâmplat dorința ta. Tu trebuie doar să te aliniezi cu ea. Cum? Prin a deveni, prin a repara găurile din concept, găurile din fundație, ca să devii persoana aia care simte că este una cu dorința. Dorința ta se va manifesta când simți că este natural să o ai. Deci, al doilea pas este repararea fundației conceptului tău de sine și iubirea de sine. Uh, Oamenii îți reflectă conceptul tău de sine și tu este nevoie să înțelegi că dacă tu ai despre tine aceste asumții, degeaba, cum ziceam, te focusesc pe ceilalți să-i schimbi, că e ca și când încerci să schimbi oglinda și tu ai, o, să zicem, ai o pată pe față și ai vrea oglinda să nu-ți o arate. Păi o să-ți o arate până o ștergi. Tu nu poți să te duci să tot ștergi oglinda crezând că dispare pata. Ce trebuie să ștergi? Chipul tău capata să nu se mai reflecte. Ei bine, dacă nu înțelegi asta, o să continui să încerci să schimbi 3D-ul, realitatea 3D, o să continui să crezi că trebuie să faci ceva în realitatea ta ca ea să se schimbe. Manifestarea înseamnă să dai comandă și să-ți cadă în poală efectiv manifestările. Pentru că asta se întâmplă, tu manifesti pe pilot automat din asumțiile vechi, toxice. Eu te învăț să manifesti conștient, țintă, focus, ce vrei. Schimbarea conceptului de sine este al doilea pas. Al treilea pas... Tehnici de manifestare conștiente. Tehnicile de manifestare conștiente se bazează pe scrierea lui Neville Goddard și pe o grămadă de alte, bineînțeles, să zic așa, tehnici pe care eu le-am explorat. Este ceea ce ofer clientelor mele care ajung să lucreze cu mine, să le ajut eu să manifeste ceea ce își doresc. Și aceste tehnici au un singur scop. Nu tehnicile manifestă pentru tine, ci ce manifestă pentru tine este starea de conștiință predominantă. Dacă starea ta de conștiință predominantă este cea de părăsită, asta vei manifesta. Prin tehnicile pe care eu ți le dau, care um, sunt o, o multitudine și sunt foarte profunde și foarte puternice, te ajut să treci în altă stare de conștiință și noua stare de conștiință este ceea ce se va manifesta. Este ca și când noi impregnăm subconștientul tău cu un nou mesaj, dăm o nouă comandă. Prin imaginația ta se face asta. Imaginația este cea mai puternică armă de creare a realității. Și tu, orice îți imaginezi, predominant, se va manifesta mai devreme sau mai târziu. Așa că îți vei vrea să-ți imaginezi că ești deja în relația ideală, că ești deja căsătorită cu el, că ești deja iubită, că ești deja aleasă, că ești deja mamă dacă vrei să faci copii sau că ai deja banii doriți sau că ești deja sănătoasă și să ignori pentru o perioadă ă, circumstanțele actuale ca să le permis să se remodeleze. Și o să-ți dau o, o poveste din Biblie, o, o pildă, da, cu Daniel în Peștera Leilor. Leii erau acolo și el ce face? Își întoarce spatele la lei și se uită către lumină, lumina fiind divinitatea, fiind sursa fiind de fapt o nouă stare de conștiință, fiind salvarea. Ei bine asta ni se cere să facem și noi. Să întoarcem spatele circunstanțelor actuale, nu mai verifica 3D-ul, nu te mai uita uh, la uh, ce se întâmplă, ci întoarce-te în interiorul tău și intră în altă stare de conștiință, pentru că doar așa dai comanda ca ea să fie materializată, manifestată. Tehnicile de manifestare sunt extrem de puternice și pot să aducă rezultate instante. Am avut cliente care au manifestat o persoană specifică să le scrie, să le sune, să se împace cu ele după o singură tehnică. Da, și sunt mai multe. Tehnica telefonului, tehnica mi-amintesc când, uh, tehnica simte dorința, simte sentimentul. Um, da, sunt o grămadă de tehnici pe care eu le ofer și poți să le ai și tu dacă îți dorești să te sprijin eu în procesul tău de manifestare. Și aceste tehnici pot să facă minuni. Efectiv, funcționează foarte puternic. De ce? De ce funcționează? Pentru că Universul, cum ziceam, nu este altceva decât o multitudine de posibilități. Da, toate posibilitățile se întâmplă simultan. Tu te vei alinia cu cea care este una cu starea de conștiință în care stai tu. Dacă starea ta de conștiință, adică dacă în imaginația ta tu te simți mereu că nu ai, că nu ai, că nu ai, că unde e, că nu e, că ești bolnavă, că n-ai bani, că nu, nu ești iubită, asta vei continua să manifeste. De asta ești blocat aici de ani de zile. Pentru că tu n-ai ieșit din Matrix. Tu n-ai făcut saltul cuantic. Alături de mine clientele mele fac salt cuantic în altă variantă, în altă variantă a realității și apoi stând mai mult acolo imaginându-și mai des da? ele ajung să manifeste și uite dacă vrei chiar îți dau un exercițiu te invit să închizi ochii pentru câteva clipe să respiri profund aducem câteva respirații da, care să ne ajute să ne relaxăm, să ne ajute să ne conectăm la inima noastră și poți chiar să pui mâna pe inima ta. Și aș vrea pur și simplu pentru câteva clipe să ignori ceea ce îți spun cele cinci simțuri, că este real și să ne ducem în interiorul nostru și Folosind puterea imaginației tale, aș vrea pur și simplu să-ți imaginezi cu mâna pe inimă o scenă care ar implica că ai deja dorința ta. Dacă îți dorești, să zicem, o casă nouă, te vei vedea deschizând ușa de la noua ta casă, ținând în mână cheile și cum se simte asta. Dacă să zicem îți dorești să manifesti un mesaj de la persoana ta specifică, îți vei imagina că ți-a scris și care este sentimentul că ți-a scris. Dacă vrei să manifesti împăcarea cu el sau că locuiți împreună, îți vei imagina că uh, ești acolo în, în casa voastră și te ține în brațe și îți spune că te iubește. Dacă vrei să manifesti vindecarea, cum s-ar simți, cum ar arăta o scenă care ar implica că tu ești vindecată deja? sau că ai banii doriți deja. Poate îi vezi în cont, deschizi contul tău și vezi suma aia. Și vreau să accesez sentimentul de naturalețe pe care l-ai avea. Nu ai nevoie să te simți extra fericită, să sari într-un picior. Vreau să simți ca și când, da, asta e normalitatea mea. Pentru câteva clipe. Cum se simte să am dorința mea aici și acum? În eternul moment acum, pentru că trecutul nu mai există, chiar dacă pare foarte solid, viitorul îl creăm împreună. Dar ce avem este acum. În aici și acum, manifestarea este instantă. Din momentul în care îți imaginezi, deja realitatea aia există și o vei manifesta. Dacă rămâi mai des în această stare, prin tehnicile pe care eu le ofer. Deci, hai să ne imaginăm. cum se simte, ce auzi, ce vezi, ce simți, cine mai este acolo, în această scenă. Ce dialog interior ai, ce-ți spui despre tine, îți spui că ai reușit, îți spui că te simți puternică, împlinită, valoroasă, iubită, sănătoasă, destul de bună, prosperă, ce simți. Și apoi... Mai ai câteva clipe și în ritmul tău te învii să te întorci înapoi la mine, înapoi la discuție în momentul prezent. Dar și ce observăm? Observăm că ne-am schimbat starea. Observăm că starea asta în care ai fost, în care dorința este materializată, nu e aceeași cu aia în care stai tu 24 de ore aia de lipsă, aia de neiubită, regatul singurătății, abandonului, trădării. E, provocarea este că va trebui să faci anumite tehnici, cum este asta pe care eu ți oferit o ți-am oferit-o, care apropo a adus și asta rezultate instante. Persoane care au contactat, persoana specifică s-a întors la clientele mele după o singură tehnică de genul ăsta. Deci, starea de conștiință manifestă și pentru o perioadă va trebui să devii un pic iluzorie vis-a-vis -vis de realitate, să fii delusional, să ignori realitatea actuală, să te muți în imaginația ta, în, în starea de dorință îndeplinită, în sunt deja în relația ideală, am deja ce îmi doresc, am deja banii. Da? Cum? Ajutată de tehnici. Tehnicile sunt aici să te sprijine, să-ți ofere starea de conștiință necesară ca să manifeste ceea ce vrei. Dacă nu faci asta, și rămâi în traumă, și rămâi cu conceptul de sine toxic, și rămâi în a marina în această stare de suferință în care nu ai ce vrei, asta vei manifesta. Um, Scurioasă cum ți se pare până aici, și uh, sper să aibă sens pentru tine pașii ăștia. Sunt ca o rețetă de prăjitură. Dacă nu pui corect unul dintre pași, riști să nu-ți să prăjitură. Te zicem, tu vrei să faci un tort, în loc de făină pui m -m -m mălai, în loc de zahăr pui sare, în loc de nu știu ce esență pui altceva, păi nu-ți mai este tort, îți iese mămăligă sau eu știu, orice altceva. Da? Noi ne dorim să obținem manifestarea mai repede și te întrebi pe tine situația ta mai suportă amânare sau este nevoie să se intervină acum urgent să manifeste ceea ce dorești pentru că văd cliente care ele cred că pot singure cu ceea ce găsesc ele pe internet sau cu ceea ce au mai citit ele și vreau să spun că este o diferență între a citi despre și a face efectiv pașii. În Biblie se spune let them be doers of the word, lasă-i să fie acționari, da? să acționeze conform cuvântului meu. Tot în Biblie se spune I am is God, da? eu sunt, este Dumnezeu. Eu sunt adică conștiința ta. Cine crezi tu că ești este Creatorul, este Dumnezeu. Dumnezeu nu este un nene pe un nor care dă cu biciul dacă te, nu faci ceva bine, ci Raiul și Adul sunt aici și acum în conștiința ta. Dacă tu schimbi ceea ce gândești despre tine, ceea ce gândești despre celălalt, îți vindești trauma, da, îți schimbi asumțiile, înveți să te iubești pe tine și aplici tehnicile de manifestare care să te ajute să faci salt cuantic, salt cuantic la poate un milion de euro, salt cuantic în a fi căsătorită deja cu persoana specifică, salt cuantic în a fi deja sănătoasă, o să se manifeste pentru că nu are în control. Asta este legea și funcționează non-stop, precum gravitația. Este lege, este promisiunea lui Dumnezeu față de tine. Și Uh, făcând pașii ăștia alături de mine și urmărind exact să pui fiecare ingredient corect, vei obține manifestările tale într-un timp record, în câteva săptămâni, în maxim câteva luni. Există asta sau există varianta să aștepți pur și simplu și timpul doar să treacă fără ca tu să fii urmat pașii ăștia și atunci să nu obții manifestarea ta. Care variantă o alege, o, pe care variantă o alegi? O alegi pe asta, greoaie, costisitoare, lungă, care nu-ți garantează rezultate sau varianta în care știi că mergi la țintă pe o metodă testată care a dat rezultate cu toate clientele care au aplicat-o exact așa cum le-am zis pentru că au învățat de la mine pașii corecți ca să manifeste. Următorii doi pași au uh, sens pentru tine dacă ți-ar plăcea să uh, nu mai mergi la un job care nu te satisface, unde ești prost plătită, unde altcineva îți spune câte zile de liber ai dreptul într-un an din viața ta și trebuie să faci cere de concediu ca să pleci și să fii liberă pentru că acum ești în cușcă. Dacă e cazul tău și dacă îți place să ajuți oamenii, eu, în școala de manifestare, unde predau metoda mea, formez totodată și coach pe manifestare, adică oameni consultanți care, învățând pașii metodei și aplicând-o în viața lor, deja pot să înceapă și să ghideze pe alții în proces. Și bineînțeles că poți să faci o carieră din asta, adică poți să devii consultant, coaching în, în metoda mea, care este probabil una dintre cele mai puternice din lume pe manifestare, și să ajungi să câștigi între 25.000 de euro pe lună, lucrând și cu alți oameni să îi ajuți să înțeleagă și ei procesul, să înțeleagă și ei pașii. Tu nu ai nevoie de nimic altceva decât de pasiunea de a lucra cu oamenii, să-ți placă să ajuți oamenii, de dorința de a lucra de pe plajă, de pe laptop sau de pe telefon, de motivația să faci în asta o carieră, un business, da și de dorința, bineînțeles, de a lucra cu mine să te ajut, să te învăț și să-ți predau metoda pe care o studiez și o rafinez și am creat-o în 15 ani de... Uh, de studiu asupra traumelor copilăriei, asupra subconștientului și asupra manifestării. Da, așa cum spuneam eu am, am ajutat mii de oameni în ultimii ani să-și vindece traumele, să se iubească pe ei, să manifeste conștient dorința lor și am avut realizări de la 20.000 de euro manifestate în două luni, la 4.000 de euro manifestate în patru zile, la cerere în căsătorie în două luni, pornind de la singurătate, la împăcare după 3 ani de nou contact în doar 3 săptămâni de aplicat uh, metoda și o să poți să vezi și tu aceste rezultate, fie aici mai jos pe pagină, fie oricum o să uh, ți le putem trimite să le vezi și tu, să te convingi că metoda funcționează pentru toți cei care o aplică, dacă o faci exact așa cum îți spun. Pașii următori, cum spuneam, uh, țin de a te forma ca și coach în Academia de Manifestare, Manifestation Academy, și a uh, învăța cum să lucrezi cu clienții, da, și cum să te promovezi, cum să vinzi pachete de sesiuni de lucru unde poți să câștigi poate 1000-2000 de euro pe un singur pachet, un singur client, dintr-o dată da, și să lucrezi câteva ore cu acel client să-l treci prin uh, ce pași ar trebui să facă pe situația lui ca să manifeste. Toate aceste lucruri le vei putea oferi chiar și în timp ce uh, ești în formare alături de mine și înțelegi și lucrezi și tu cu metoda pentru că tu ai nevoie să fii doar cu doi pași în fața omului. Ok, aceștia sunt pașii, metodei de manifestare. Vindecarea traumelor copilăriei prin tehnici de revizie, tehnici de schimbarea conceptului de sine, tehnici de lucru cu copil interior. Apoi, iubirea de sine care înseamnă efectiv să te reîndrăgostești de tine, să te pui pe primul loc, să înveți, să-ți schimbi conceptul de sine, să solidificăm uh, coloana vertebrală a manifestărilor care este acest concept de sine. Da, Părerea ta despre tine și felul cum te vezi este ceea ce tu manifesti și alături de mine vei primi în primul rând ghidare ca să-ți găsești găurile din această fundație a conceptului și apoi să le schimbi și o să vezi că se manifestă foarte, foarte rapid transformări în lumea ta, da? Schimbarea conceptului de sine și iubirea de sine și apoi tehnici de manifestare care să te ajute să faci salt cuantic, să te aliniezi cu varianta aia de realitate în care dorința s-a îndeplinit deja pentru că asta o să o manifeste după care, pasul următor, dacă îți place să ajuți oamenii și vrei să lucrezi de pe plajă și să câștigi câteva mii de euro lunar fiind coach în manifestare, va fi exact asta cum predau metoda altor oameni, cum ajut alți oameni și al cincilea pas cum fac să vând pachete de sesiuni de lucru, cum fac să ajung să lucrez câteva ore pe lună, poate două, trei ore pe zi maxim, cu unul la unul cu un om sau cu mai mulți și să câștigi câteva mii de euro lunar. Dacă sună bine pentru tine, te invit să aplici, bineînțeles, pentru a lucra alături de mine și cum putem să lucrăm împreună? Putem să lucrăm împreună în școala de manifestare, în programul Manifestation Academy, care este o academie de șase luni de zile unde eu predau acești pași unde eu lucrez cu clienții, cu clientele mele și le ajut de la A la Z să manifeste uh, dorința lor. Dacă simți că ai nevoie de ajutorul meu și te între pe tine, îl dorești să te ajut să manifeste dorința ta? Dacă simți că uh, răspunsul este da, te invit să aplici pentru o oră de discuție, mm. practic te invit să vorbim înainte de a te alătura mie în program pentru că uh, eu în acest program vreau să aduc și aleg să lucrez cu oamenii cei mai serioși, a căror situație este cea mai arzătoare și care, a căror situație nu mai suportă amânare. Da? Cu cât ești 100% all-in, să scapi de blocajele astea pe care le ai de 10-15 ani, să manifesti dorința ta, să manifeste altă realitate, să te vindeci, să te transformi, să te iubești pe tine și îți dai seama că tu ai creat totul și că tu poți să creezi și altceva, da? poți să creezi și relația ideală, poți să creezi și prosperitate, poți să creezi și sănătate, poți să manifesti casa dorită sau jobul dorit sau da și cum spuneam, poți să vezi o grămadă de povești de succes ale celor care au aplicat metoda. Da? Practic, eu te pot ajuta, dar este nevoie să ne auzim înainte, așa că te invit să folosești butonul de mai jos și să aplici pentru o sesiune de lucru, o sesiune de uh, discuție cu mine sau cu un expert din echipa mea, unde să-ți dăm mai multe detalii, unde să-ți analizăm situația ta da? și să vedem cu ce te confrunți, uh, ce-ți dorești. Ce pași ar trebui să faci, cum se pliază pașii metodei mele pe situația ta și dacă decidem că ne potrivim să lucrăm, o să discutăm și despre uh, programul Manifestation Academy și o să poți să primești în această întâlnire gratuită, o să poți să primești detalii despre înscrierea în program. Te invit să dai click pe linkul de mai jos și să aplici chiar acum să vii să lucrăm. Cum se va transforma viața ta dacă ajungi să lucrezi cu mine și ești printre fericiții care sunt selectați să și se califică să vină în program da, și decidem că este pentru, pentru ei, dacă ești printre uh, oamenii pe care decidem să îi, uh, îi alegem să vină în program, ce se va întâmpla cu viața ta este că o să treci printr-o transformare completă. Te vei vindeca de traumă și vei elibera sursa problemelor din viața ta. O să deblocăm manifestările dorite, adică manifestarea persoanei specifice într-o variantă ideală, că normal că nu vrei să vină același uh, om care înainte te rănea și nu te respecta și nu te iubea și nu te alegea. Vei atrage, vei atrage o variantă a partenerului tău care îți va oglindi gradul tău de vindecare, pentru că el deja făcea asta. Da, și atunci, o să-ți aducem espiul înapoi o să vindecăm relațiile tale o să te ajut să te deblochezi financiar o să te ajut să lucrezi să-ți recuperezi sănătatea, să te vindeci de problemele de sănătate și am avut de la vindecări de cancer, la vindecări de uh, diabet la vindecări de boli autoimune la vindecări de anxietate. nu eu am vindecat ci oamenii și-au vindecat uh, aceste probleme de sănătate pentru că au aplicat exact pașii metodei și și-au reprogramat subconștientul care crea boala da? uh, totodată te vei simți mai relaxat în corpul tău, mai sănătoasă, mai plină de energie și știm cât de importantă e energia dacă vrem să realizăm lucruri și... Vei avea, dacă mergi și pe, pe uh, formarea ta ca ghid în manifestare pentru alții, practic o să poți să construiești și un, uh, o a doua sursă de venit, un job, un business din această pasiune și să ai libertatea să-ți faci singură programul, să lucrezi de oriunde din lume, să câștigi câteva mii de euro lunar, să faci ce îți place, să ajuți oamenii, dar să te simți fericită, împlinită, că faci ceva cu scop și sens în viața ta și nu mai ești sclav la visul altuia. Asta se întâmplă în Manifestation Academy și te invit și pe tine să aplici ca să afli detalii despre program și să afli cum te pot ajuta și să vedem dacă ne potrivim să te putem ajuta că încă nu ne cunoaștem, încă nu știm asta. Te invit să aplici folosind uh, butonul de mai jos, folosind linkul de mai jos, pentru o discuție, pur și simplu vin o să vorbim, da? E, discuția este online pe Zoom. Uh, vin o să discutăm, să vedem dacă ne potrivim să te putem ajuta. Ce îți recomand? îți recomand să nu te mai lași pe locul 2 și să nu mai plătești prețul scuzelor tale. Uită-te la viața ta și puneți întrebarea, cât m-au costat momentele de ezitare, momentele în care m-am lăsat pe locul 2, momentele în care mi-am dat puterea, în care nu m-am ocupat de mine, în care nu m-am prioritizat, în care am pus orice altceva mai presus de mine, în care am zis, las că nu-i destul de grav, nu mă ocup acum. Și uite unde ai ajuns, care este prețul pe care îl plătești din cauza că ai uh, manifestat pe negativ dintr-un concept de sine din traumă aceste lucruri? Păi prețul este inima frântă despărțirile, pastilele pe care le iei ca să-ți calmezi anxietatea poate alte dependențe care te costă sănătatea sau te costă bani sau, da? Uită-te că ai ajuns într-o situație în care ești complet nefericită ești neiubită, poate ești singură poate ești bolnavă Poate ești la capătul puterilor, pentru că tu te autodistrugi și decide astăzi să faci primul pas de a te alege pe tine și să-ți dai șansa să vii să te ajutăm. Programează o întâlnire cu noi. Calendarul colegilor mei este mereu plin. Atenție, locurile se ocupă foarte repede. Dacă vezi acest video, dacă vezi acest mesaj, înseamnă că este un semn. Semnul că trebuie să faci ceva și poate ăsta este semnul pe care îl căutai ca să-ți schimbi viața, ca să te transformi și atunci aplică să vii să discutăm să vedem cum te putem ajuta și dacă decidem că te putem ajuta vei uh, primi de la colegul meu șansa să mi te alături șase luni în Manifestation Academy și eu personal împreună cu echipa mea de mentori să lucrăm pentru tine la visul tău. Oricare ar fi el el poate fi manifestat dacă urmezi exact pașii și dacă înțelegi că tu ai creat totul din asumțiile predominante și înțelegi legea asumției, tot ce ți-am explicat și înțelegi că putem să schimbăm asta. Sau nu fă nimic și o să mai treacă încă niște luni, încă niște ani în care ești tot aici blocată și o să-ți vezi persoana specifică cum se căsătorește cu alta sau o să-l vezi că l-ai pierdut și pe el sau o să te simți din nou blocată și plătești cu prețul vieții tale. Merită? Merită scuzele tale viața ta? Dacă răspunsul este nu și dacă încă ești aici încă prespiri, încă se poate face ceva. Da? Deci, indiferent că ai 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani, 30 de ani, 20 de ani, putem să facem ceva pentru tine să-ți să transformi viața și să-ți creezi viața pe care ți-o dorești, dacă înțelegi că tu o făceai deja, dar pe negativ. Tu mereu ai creat totul din gândurile tale aplică pentru a lucra cu noi. Ce se va întâmpla este că, îndată ce aplici pentru a uh, programa o discuție vis-a-vis -vis de uh, programul Manifestation Academy da și aplici practic să uh, vii în contact cu noi să te putem ajuta, tu uh, trebuie să te programezi, cum spuneam, la întâlnirea asta de consultanță și vei fi contactat de un om din echipa mea care este acolo să te ajute. Da? te rog să răspunzi la telefon pentru că aici foarte mulți oameni pierd întâlnirea pe care au programat-o și uh, sunt șanse foarte mici să mai poată prinde din nou un loc pentru că calendarele noastre sunt mereu pline și așa că te rog să faci două lucruri, după ce te-ai programat te, te rog să te duci pe mail și să dai reply și să-i spui colegului meu de ce îți dorești să vii la întâlnire și să motivezi un pic acolo de ce vrei să vii la întâlnire și, bineînțeles, să confirmi că vei fi la întâlnire. Dacă nu confirmi, întâlnirea se anulează pentru că noi mereu avem sute, mii de oameni în calendarele noastre lunar și îți dai seama că dintre toți aceștia, unii cumva cad de pe podul ăsta dintre starea în care se află și unde vor să ajungă urcă pe un pod și cad înapoi în mlaștina uh, situației actuale pentru că n-au făcut pașii corect. Deci te-ai programat, îți dai șansa. Decizi că să fii olin. După care te duci pe mail, dai reply și îi spui colegului meu de ce vrei să vii la întâlnire, de ce ai nevoie de ajutorul nostru, care e situația. Colegul meu, dacă tu ai confirmat prezența, o să te și contacteze, și o să vrea să te cunoască un pic mai bine, să-ți înțeleagă situația prin care treci, ca să-ți dea niște materiale ajutătoare. Materialele astea bonus sunt foarte puternice, sunt exerciții de vindecare și de manifestare foarte puternice și sunt mărturii ale celor care au aplicat metoda oameni ca tine și au reușit. De ce vreau să vezi asta? Pentru că vreau să vezi că se poate, pentru că vreau să ieși din starea ta că eu sunt singur aici și nimeni nu mă ajută și așa și să vezi că se poate. Te rog să vezi acele materiale ca să vorbim aceeași limbă, pentru că dacă vii fără să vezi materialele, e ca și când vorbim despre un film la care tu nu te-ai uitat. Nu ar fi chiar ok, da? Și atunci te uiți la materiale, parcurgi deja primele exerciții ca să începi să te deblochezi, să începi deja vindecarea, să începi deja să deblocăm manifestările. După care vei avea întâlnirea de consultanță cu colegul meu. Cu cât ești mai. cu cât ai ajuns la timp, cu cât ești mai serios, cu cât ești mai implicat și cu cât te simțim că cu adevărat îți dorești să reușești și ești determinat să găsești soluții și să faci tot posibilul să ieși din groapa asta emoțională. Noi suntem și noi tot așa de determinați să te luăm în program, să te ajutăm. În program nu ajunge oricine, ajung doar genul ăsta de oameni care uh, înțeleg că momentul să facă o acțiune este acum. Deci, aplică pentru întâlnire. Programează-te dute pe mail și confirmă că vei fi la întâlnire și așteaptă telefonul colegului meu care te sună să pregătiți întâlnirea împreună și să-ți dea aceste materiale în funcție de ce problemă ai tu. După care vine întâlnirea, durează în jur de o oră, este o întâlnire pe Zoom, da, te rog să intri de pe laptop sau telefon într un loc de unde să nu fi deranjat, cu cameră și microfon că nu avem de ce să ne ascundem, este o sesiune privată de lucru, de discuție, unde Uh, practic, tu vii să afli cum te pot eu ajuta, și vii să afli dacă te potrivești pentru a lucra cu mine în Manifestation Academy. Dacă ne potrivim și decidem că da, ești potrivit să vin program și da, te putem ajuta, este ceea ce tu ai nevoie. O să primești detalii despre program mai multe, inclusiv uh, implicația ta, costuri și așa mai departe. Și vestea bună este că ți se face și o ofertă unică, valabilă doar în întâlnire, pe care nu vrei să o ratezi pentru că se oferă o singură dată doar celor mai potriviți oameni și atunci vin o pregăti și din punctul ăsta de vedere să te poți înscrie în cazul în care ți se dă această ofertă, ți se dă această șansă și ești invitat în program. Acestea fiind spuse, aplică chiar acum pentru a lucra cu mine, nu mai pune manifestările pe pauză, nu fi ca acei fotbaliști care toată ziua tot ce fac e să dea cu piciorul în minge pentru că mingea este dorința ta iar tu ești fotbalistul. Dacă tu nu o prinzi, dacă tu nu o acționezi acum, tu îi dai cu piciorul și o trimiți mai încolo. Vrei să-ți vezi spiu în brațele al cuiva în continuare? Vrei să rămâi fără bani în continuare? Vrei să te îndrepti spre autodistrugerea corpului tău și mai rău? De ce? Ce spune asta despre relația pe care o ai cu tine și despre tine? Spune că de puțin te iubești acum, dar dă-ți șansa să înveți să te iubești din nou și să-ți repar viața pentru că se poate. Aplică pentru a avea o discuție, vino la o discuție să vedem dacă ne potrivim să lucrăm, și dacă ne potrivim, vei lucra șase luni cu mine și vei primi. Pași pentru vindecarea traumelor, pași pentru schimbarea conceptului de sine, tehnici de manifestare care îți fac direct salt cuantic și îți aduc manifestările extrem de rapid și apoi vei putea, bineînțeles, și să te formezi ca ghid pe manifestare și să câștigi din asta. Am avut cliente care au câștigat 7.000 de euro, 3.000 de euro, 2.000, 5.000 în primele lor luni de lucru cu mine. Totul este posibil dacă tu decizi că totul este posibil pentru tine. Tu ce ai decis? Sper că ai decis să-ți dai această șansă, vino să lucrăm, aplică pentru program um, și dacă te afli pe pagina de prezentare a programului, te rog să citești tot ceea ce eu am uh, scris acolo pentru că este pentru tine și este ca să te ajute. Misiunea mea este să ajut oamenii, este să uh, nu-i mai văd că suferă și pentru asta mi-am dedicat viața, mi-am dedicat viața și chiar mi-am pus visurile mele pe pauză ca să muncesc pentru visurile altora. Și sunt aici să te ajut și îmi doresc să muncesc împreună cu tine la visul tău. Întrebarea este, tu ești lin pentru visul tău? Sper că da. Atât din partea mea și te aștept cu drag, de cealaltă parte, te aștept cu drag să vii alături de mine în Manifestation Academy și să facem visurile tale realitate.